Ce faceți bune buni Bine v-am găsit la un nou episod aici pe canal. De data asta am de gând să fac ceva puțin diferit, oarecum, mai exact, 5 lucruri interesante despre fiecare brawler rar din Brawl Stars. 1, pentru că e destul de mult de zis și nu prea mi-ar ajunge un singur video pentru toți brawlerii așa că dacă o să vă placă, cu siguranță voi face video de genul despre fiecare brawler din joc. Așa că nu uitați să spulberați acel buton de like, să vă abonați, activul cu pentru a fi la curent cu tot ce ce postez și de asemenea să lăsați și un follow pe Insta. Așadar, fără alte cuvinte, luați-vă popcornul și să-i dăm drumul. Atunci când gadgetul lui Colt Silver Bullet a fost lansat, acesta era printre cei mai buni brawler din joc de deoarece dădea cu gadgetul respectiv damage-ul pe care îl poți da în cazul în care nimerești cu toate cele șase gloanțe, doar că era instantaneu și spăgea și pereții, ceea ce a dus la un mare nerf al acelui gadget, iar în prezent, în loc să dea damage-ul celor șase gloanțe, dă numai damage-ul a două gloanțe. Dacă e să ne luăm după aspectul fizic, Colt s-ar putea să fie tatăl lui Jesse. Asta având în vedere că mama ei e Pem și că toți trei sunt roșcați. Dar momentan nu putem băga mâna în foc. În videoclipul CCTV, Colt i-a dat ochii lui Spike. Asta după ce puterea gemurilor i-a dat viața acestui cactus. Iar Colt l-a ajutat indirect, să zic așa, la daunele pe care le-a produs Spike asupra Star Park ului Fiindcă dacă nu-i dădea vedere, atunci spai nu mai avea cum să facă toate acele daune produse în săptămâna respectivă. În Investor Video, noi putem observa ceea ce par a fi niște variante reale de ale lui Cole și Shelly, ceea ce ne arată aspectul fizic al corpurilor lor din lumea reală. Lucrurile să depășim corpurile lor virtuale pe care le știm cu toții. În prima animație cu Brawl scol nu pare să și amintească de Spike, doar că la un moment dat memoria acestuia a fost pierdută, ne mai știind cine a fost și probabil că nici nu își amintește cum l-a creat indirect pe Spike. Nu e clar cum și-a pierdut memoria, dar s-a specula că Star park are o legătură profundă cu lucrul ăsta. Fața lui Nita a fost arătată în videoclipul Brawl Stars CCTV, deci probabil că foarte mulți știați lucrul ăsta. Nita este sora lui Leon, acest fapt fiind confirmat pentru prima dată în investor video, mai exact înregistrarea de la StarPar din anii 70, unde îi vedem pe aceștia, în varianta lor umană alături de părinții acestora care dintr-un motiv anume au dispărut și nu se știe efectiv ce cu ei. După cum știm, Brawlerii își trag abilitățile din puterea gemurilor, iar Nita atunci când deține această putere, ea poate să cheme un spirit de urs. Mai exact, ursul pe care aceasta îl spawnează nu e unul obișnuit, ci un spirit pe care Nita îl poate chema când vrea cu amuleta ei ca să îi sară în ajutor numele său fiind brus. Știu că lucrul ăsta face referință indirect la Nita, dar în Star Park pare că se lucrează la o variantă reală a lui Bruce, conducătorii Star Parkului probabil plănuind să o perfecționeze și să o folosească atunci când vor cuceri lumea. Asta dacă va reuși, da, să spun că nu. În varianta beta a Brawl stars Nita putea spawna mai mulți uși, ceea ce era super OP, așa că atât ea cât și orice alt brawler care spaunează ceva de genul, de exemplu o toretă, să fie limitați la a nu putea pune mai multe spaunuri. Numele întreg al lui Bull este Bull Blanco. Bull lucrează alături de cow și de Bibi la diverse planuri și rete, ei fiind oarecum un fel de bandiți și reți dacă îi pot numi așa. Skinul Barbarian King Bull E, în mod evident, luat din jocul Clash of Clans, acesta fiind adăugat pe Brawl Stars atunci când Clash of Clans-ul a făcut 8 ani de lansare. Sper să nu mă înșel cu privință la ani. Mini Gunner este un brawler vechi, valabil doar în versiunea beta a Brawl Stars ului și e posibil ca acesta să fie din familia lui Bull, probabil fiind fratele sau fiul său și zic asta deoarece aceștia doi au un design destul de asemănător skinul Viking Bull înainte de remodel, probabil că era cel mai vază skin din perioada respectivă, skin respectiv mai mult, făcându-l pe Bull să arate ca un boschetar la modul cel mai serios posibil. Atunci când Brock trage cu o rachetă într-un perete, mai subțire, dacă cineva se află lângă perete, acesta va primi damage acelei rachete. Skinul Super Ranger Brock valabil în sezonul cu Surge în Brawl Pass a fost cu siguranță inspirat după Power Rangers. Înainte, primul Star Power a lui Brock consta în faptul că de fiecare dată când dea hit, acel foc era lăsat pe jos, dar după un timp lucrul ăsta a devenit cu totul parte din Brawler, iar primul Star Power a devenit unul în care atunci când își dă superul, dă cu mai multe rachete. Skinul Zeus Brock trebuia inițial să aibă un aspect ceva mai fios, dar în final cei de la Supercell au ales această variantă mai light, dacă pot zice așa. Brock în fișiere se numește Rocket Girl, ceea ce înseamnă că inițial el trebuia să fie fată, dar până la urmă a fost finalizat ca un băiat. Și cam acesta a fost și episodul, eu sper că v a plăcut. Dacă a fost așa și mai veți clipuri de genul și despre ceilalți bolă, că și alte teorii din Burstas, nu uitați să spulberați acel buton de like, să vă abonați, activ un pentru a fi la curent cu tot ce ce postez, follow pe Insta, să de Discord în descriere, share la prieteni voștri, eu am fost Slimer, ne mai auzim!